Vrea să ne ridicăm și voi citi câteva versete din Evanghelia după Luca, din capitolul 1, versetele 68 la 75. Înainte însă aș vrea să fac un anunț. Sora Dana e cu noi, ea a primit pe Domnul de mult, s-a botezat aici lunile trecute și sora vrea să și slujească pe Domnul. Mi-a spus că știe o lucrare cu orfani în România și vrea să dea ajutor acolo. Dacă sunt frați surori inimoși care vor să o asiste pe sora, ceea ce pune și ea, să pună și alții, să facă un fel de ajutorare pentru orfanii din zona pe care ea o cunoaște, sora Dana, ridicați mâna. Aici sora Dana, vorbiți cu ea și o ajutați în prința aceasta și ajutați și pe orfanii din România pe care sora îi are în vedere. Biblia spune, religia curată și neîntinată este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor, să ne păzim neîntinați de lume. Acum vreau să citim din Luca, din capitolul 1, așa cum am spus, la versetul 68. Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime, mântuire de vrășmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram că după ce ne va izbăvi din mâna vrășmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Amin. Cântarea spune, iarăși a sosit Crăciunul, praznicul cel glorios. A venit Mântuitorul pentru toți cei păcătoși. Zilele trecute am fost vizitați de o vecină, căreia cu câtva timp înainte și în repetate rânduri am vorbit despre Domnul Iisus, despre mântuirea minunată care putem să o găsim prin credința în El. Mi-a spus că este catolică și că la o vreme a frecventat și o biserică episcopeliană, ca și cum ce biserică frecventez este important. Singurul lucru care contează, știți care este? Dacă biserica care o frecventăm este una ce crede Scriptura, ce proclamă Scriptura și aplică disciplina scripturală. Asta tot important, nu? În privința unei biserici. Dar femeia asta voia să știe la ce biserică aparțineam eu, sau împreună cu soția. Bănuiesc că voia să ne aducă ceva de Crăciun și nu știa dacă noi serbăm sau nu Crăciunul. Avea întrebările astea deoarece chiar lângă casa ei locuia o vecină care aparține la Marturile Jehova. Și oamenii ăștia se simt ofensați dacă vorbești de Crăciun, de sărbătoarea Crăciunului sau le urezi ceva de Crăciun sau le faci cadouri de Crăciun. Am fost bucuros să-i spun că sărbătorim Crăciunul și sărbătorim Crăciunul cu mare plăcere. Sărbătoarea Crăciunului ne îndeamnă mereu să medităm la evenimentul acela extrem de important al întrupării lui Dumnezeu. Ca astfel să avem, ce să avem? Să avem un preot perfect, să avem o jertfă de ispășire perfectă și să avem o mântuire perfectă. De aceea s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Să-L avem ca preot perfect, să-L avem ca jertfă de ispășire, jertfă perfectă, să-L avem prin El o mântuire perfectă. Sărbătoarea Crăciunului ne determină să medităm la istoria răscumpărării omului. Există multe istorii ale societății umane, nu? Istoria politică, se poate scrie istoria din punctul ăsta de vedere al politicii sau istoria militară a unei societăți, istoria economică, istoria culturală. Dar, dragii mei, cea mai importantă istorie este istoria răscumpărării. Această istorie a răscumpărării a fost una care a implicat așteptare și credință. Vedeți, istoria societății umane a început cu creația omului, dar istoria răscumpărării a început cu căderea omului în păcat. De aceea spun că a fost o istorie grea, n-a fost ușoară și a implicat așteptare și credință. Dumnezeu a promis un răscumpărător omului căzut în păcat. Eva, mama noastră a tuturor, a auzit promisiunea trimiterea răscumpărătorului din gura lui Dumnezeu. Când a auzit această promisiune, în momentul în care căderea în păcat a ei și a soțului a fost constatată, atunci Dumnezeu a rostit asupra șarpelui o sentință ce însemna mântuirea omului. Și Dumnezeu a spus, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, sămânța femeii, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Geneza 3:15.
Eva n-a uitat niciodată aceste cuvinte. Le-a crezut din toată inima. N-a crezut primele cuvinte pe care le-a auzit din gura lui Dumnezeu. Când Dumnezeu avertizase din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, căci în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Pe acestea nu le-a crezut. De aceea a suferit o cădere groaznică, cădere ce a însemnat înstrăinare de Dumnezeu, alungare din paradis, degenerare psihică și fizică și în cele din urmă moartea. Cauza căderii? Necredința în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cei mai mulți oameni procedează la fel ca Eva. Întâi nu cred cuvântul lui Dumnezeu și acționează împotriva cuvântului. Și apoi, după ce suferă cumplit, se redresează și cred. Și acum am spus, după cădere, când Domnul i-a chemat pe nume pe Adam și Eva și le-a arătat consecințele necredinței, în acele momente Dumnezeu a rostit promisiunea trimiterii unui răscumpărător. Ei bine, Eva a crezut acel cuvânt și a început să nutrească speranță în așteptarea nașterii răscumpărătorului. Viața ei a devenit o așteptare. De aceea a vrut să aibă copii, să împlinească planul lui Dumnezeu. Când a născut pe întâiul ei fiu, pe Cain, Eva a avut impresia că sămânța promisă a sosit deja. Iată cum înregistrează Geneza 4:1 evenimentul și cuvintele ei pline de speranță. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Era aceasta sămânța promisă? După exclamație ei, se pare că își făcea iluzii că răscumpărătorul a sosit. A avut încă un fiu, pe Abel, și apoi alți fii și fiice. A urmat apoi marea dezamăgire. Moartea a intrat în casa ei. Cain nu era răscumpărătorul, cum crezuse, ci mai degrabă sămânța șarpelui. Și incidentul tragic dintre Cain și Abel a determinat-o pe Eva să dorească și mai mult pe răscumpărătorul promis. În Abel a putut să vadă un simbol al răscumpărătorului care se lasă lovit de moarte. L-a dorit și mai mult pe răscumpărătorul. Știți cum cunoști pe cei care sunt mântuiți cu adevărat? Cu cât au parte de mai multe dezamăgiri în viață, cu atât mai mult doresc pe Domnul Iisus. Probabil că atunci când l-a văzut pe Abel, și-a dus aminte de cuvintele profeției, acesta șarpele, sămânța femeii, va zdrobi capul șarpele, îți va zdrobi capul, iar tu, șarpele, îi vei zdrobi călcâiul. Eva a așteptat răscumpărătorul și istoria răscumpărării este o istorie așteptării. Adam și Eva au murit fără să vadă pe răscumpărătorul promis, dar au murit în credință. În urma lor rămânea Set, copilul ce a început să cheme numele Domnului într-o generație care se depărta de Dumnezeu și uita de promisiunea lui. Istoria a continuat. Avram, care este un fel de paradigma tuturor credincioșilor, intră și el în această istorie. De ce spun că este o paradigma tuturor credincioșilor? Avram e chemat de Domnul, la fel am fost și noi chemați. Avram iese din țara lui, la fel am ieșit noi din lume. Avram vine în țara promis, la fel am venit și noi în teritoriul promisiunilor lui Dumnezeu. Avram primește acolo promisiuni concrete și așteaptă împlinirea acestor promisiuni. E bine, Avram a primit promisiunea că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate popoarele pământului, dar în loc să primească un fiu, așa cum i s-a spus, în viața lui Avram s-a instalat o perioadă foarte dificilă, așteptare, așteptare foarte grea, așteptare între luptă de întrebări chinuitoare. Doamne, ce-mi vei da? Că mor, sunt bătrân. Doamne, când îmi vei da ce ai promis? Așteptarea după Isaac a fost, de fapt, simbolul așteptării după răscumpărătorul. În istoria așteptării s-a pus de multe ori întrebarea: Doamne, ce ne vei da? Când ne vei da? Până când să așteptăm fără a ne spune timpul exact? Mai este mult din noapte, întreba un profet. Și fiecare profet a întrebat: Doamne, când îl vei trimite pe răscumpărătorul?
Daniel pune și el această întrebare și Dumnezeu îi răspunde concret și arată exact timpul când răscumpărătorul va fi trimis în lume. Cererea de a-l jertfi pe Isaac, cererea adresată de Dumnezeu lui Avram, l-a făcut pe acesta să înțeleagă prețul pe care îl va plăti răscumpărătorul. Isaac n-a fost altceva decât simbolul celui ce urma să fie jertfit pentru noi. Era fiul prea iubit al lui Avram, era singurul fiu al lui Avram, era moștenitorul tatălui. Avram înțelege Evanghelia în această așteptare prelungită după Isaac și apoi din experiența dificilă a jertfirii lui. Avram a murit fără să primească ce a fost făgăduit, dar a murit în credință. Istoria răscumpărării omului este una așteptării. Acea așteptare a fost plină de semnificație pentru fiecare generație. Fiecare generație de credincioși a vorbit despre cel care urma să vină. În Geneza 49 îl găsim pe Iacov în fața morții când cheamă pe copiii lui și le vorbește despre lucrurile viitoare. Despre cine le vorbește? Despre Mesia, despre Shiloh, care va avea sceptrul în mână și va conduce întreaga lume. Iosif era și el pe patul de moarte, a chemat pe frații săi și le-a zis: eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avram. Și a pus să jure zicând: când vă va cerceta Dumnezeu, să luați și oasele mele de aici. La ce cercetare se referea Iosif? La cercetarea răscumpărării. Iosif avea impresia că scoaterea din Egipt se va face prin împlinirea marii făgădințe de a-l vedea pe răscumpărătorul promis. Așa nădăjduia el. Dar scoaterea din Egipt n-a fost decât simbolul marii răscumpărări ce urma să o efectueze Mesia, răscumpărătorul nostru. Ieșirea din Egipt, asta a tornicit o sărbătoare și un obicei. Jertfirea mielului pascal în fiecare an era o modalitate de a manifesta credință în mielul lui Dumnezeu ce urma să vină. Poporul ales celebra la Paște în mod simbolic eliberarea aleșilor din robia păcatului. Au venit apoi judecătorii, perioada judecătorilor, și au fost folosiți de Dumnezeu în momente de criză ce necesitau intervenție, război, eliberare și restaurare. Și acești judecători ai poporului ales n-au făcut altceva decât să simbolizeze pe viitorul judecător al lui Israel, ce va dezrobi pe poporul său din robia stricăciunii și îl va restaura în toate binecuvântările Domnului. Au venit regii. Tâiul rege după inima Domnului, David, primește din partea lui Dumnezeu făgăduința că unul din descendenții lui va fi cel promis. Acesta va fi fiul Domnului, va zidi casa Domnului și va împărăți veșnic. David a privit cu anticipație spre Solomon, sperând că acesta este promisul fiu. Dar înainte ca Solomon să ajungă pe tron, are loc răscoala lui Absalom, o răscoală pustiitoare ce aduce pribegia și plânsul împăratului. Lucrul acesta comunică faptul că înainte de așezarea pe tron a regelui suprem, va avea loc o răscoală împotriva acesteia, o acțiune de uzurpare a poziției lui. Regele va trebui să plece și abia după o vreme se va întoarce să-și ia tronul. Solomon ajunge pe tron, dar nu este el alesul. El e doar simbolul celui ce avea să vie. Acela va fi împăratul păcii cu adevărat, acela va fi înțelepciunea lui Dumnezeu, acela va zidi casa veșnică a Domnului. Și Solomon descrie pe acest împărat în toată slava lui în Psalmul 72. Înainte de venirea acestui împărat însă va avea loc o vreme de pustire și distrugere, o vreme de plâns. Istoria răscumpărării este o istorie așteptării și a credinței. După David au trecut sute de ani. Împărăția s-a degradat, fiii săi au devenit tot mai netrebnici, până acolo că s-au încuscrit cu familia idolatră din nord și au periclitat astfel planul lui Dumnezeu și existența dinastiei a familiei lor. Știți că timp de 7 ani iudeii n-au știut dacă mai există vreun descendent real al lui David? Atalia, părăteasa aceea nelegită, venită din nord, a distrus familia regală pe toți descendenții lui David, așa s-a crezut. Timp de 7 ani, mă gândesc cum au privit credincioșii din poporul Dumnezeu
făgădință lui Dumnezeu că va veni un rege care va sta veșnic pe scaunul lui David din moment ce familia lui a fost toată distrusă. Dar Dumnezeu veghează, păzește și își duce mai departe planul răscumpărător. A venit apoi robia babiloniană, care a lovit și mai mult în așteptările mesianice ale poporului lui Dumnezeu. Ce ar fi urmat în mod normal sau natural după această dispersare a poporului ales? Normal ar fi fost ca poporul Domnului să fie asimilat în robie și să se piardă în marea masă a popoarelor idolatre. Psalmul 89 chestionează promisiunile Domnului. Mai sunt ele valabile, întreabă psalmistul, din moment ce dinastia a fost tăiată și blestemată, iar poporul lui Dumnezeu împrăștiat în lume? Și noi trecem prin astfel de momente. Când întrebăm, mai sunt oare valabile promisiunile lui Dumnezeu pentru mine, când realitățile arată că este total improbabil ca Dumnezeu să-și le mai împlinească vreodată? Poporul Dumnezeu era împrăștiat în lume, dar credința în venirea celui promis a rămas. Ea a fost întreținută de profeții trimiși de Dumnezeu și cu acest scop, să le comunice faptul că, deși poporul Domnului era sub disciplina divină, promisiunile lui Dumnezeu nu se anulează din pricina necredincioșiei lor. Dragii mei, când ajungem și noi sub disciplina divină, să nu uităm un lucru. Promisiunile lui Dumnezeu sunt valabile și în astfel de timpuri. Dumnezeu nu-și neagă promisiunile. Profeții mustră poporul, cerând pocăință și credință. Ultimul profet, Maleahe, anunță solemn că Domnul va veni în mijlocul poporului său, pe neașteptate. Dar poporul trebuie să se pregătească în așteptare. Așteptarea fără credință, fără curăție, este zadarnică. De aceea, când heraldul lui Mesia a apărut în poporul ales, a spus: pocăiți-vă și credeți. Credință și curăție. Toți cei care n-au avut curăție și credință în momentul sosirii răscumpărătorului au rămas pe din afară, deși Mântuitorul a sosit în mijlocul poporului său. În desfășurarea istoriei răscumpărării, Dumnezeu n-a uitat neamurile. Toate neamurile pământului au avut revelația inițială primită în Eden, că Dumnezeu va trimite sămânța femeii ca să zdrobească capul șarpelui. În toate popoarele pământului au existat oameni cu frica lui Dumnezeu care au păstrat această revelație, au manifestat credință în promisiunea Domnului și au transmis-o mai departe. Gândiți-vă la Iov, care nu era din poporul Dumnezeu, la acei mulți dintre neamuri care, spune Maleachii, în fiecare zi numele meu, zice Domnul, este cinstit printre neamuri și se aduc jertfe curate numele meu între neamuri. Maleachii 1:11. Gândiți-vă la magii care au sosit din răsărit, care credeau în promisiunea lui Dumnezeu că va trimite un răscumpărător. Acum, timp de 400 de ani după Maleachii, ultimul profet al Vechiului Testament, Dumnezeu își întrerupe comunicarea cu poporul său. În privința profețiilor, e întuneric beznă. Nici o profeție nu mai vine să sfâșie întunericul în care se aflau. Ce au comunicat însă acești 400 de ani celor care așteptau pe Mesia? N-au comunicat disperare, nici abandonare, ci au comunicat necesitatea credinței, necesitatea așteptării. Dacă după 400 de ani de robie egipteană, evreii au văzut acțiunea lui Dumnezeu prin Moise și au strigat: Dumnezeu a cercetat pe poporul său. La fel, după cei 400 de ani de întuneric, Zaharia proclamă cu bucurie în cântarea sa: binecuvântat să fie Dumnezeu pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. După 400 de ani de tăcere, Dumnezeu își împlinește promisiunea și răscumpărătorul sosește în mijlocul poporului său. Dragii mei, pot să vă spun cu certitudine că toți cei care credem în promisiunea lui Dumnezeu, dacă trecem prin perioade în care Dumnezeu tace și nu răspunde, pentru noi toți va veni o zi în care vom striga ca și Zaharia: binecuvântat să fie Dumnezeu care a acționat, a răscumpărat și și-a ținut promisiunile. Slavă Lui! Istoria răscumpărării este o istorie a așteptării și a credinței. Binecuvântați sunt cei care așteaptă cu credință. Dumnezeu este credincios promisiunilor Lui. El are o vreme când își aduce aminte de promisiunile Lui și, datorită faptului că este credincios, le împlinește.
Credința vede întotdeauna ceea ce așteaptă pe baza promisiunilor divine. Și acum noi suntem de această parte a istoriei, de după momentul când răscumpărătorul a sosit. Răscumpărătorul a venit. Ce aleși știu că Dumnezeu a fost credincios și și-a împlinit promisiunea. Dar răscumpărătorul a venit, a efectuat răscumpărarea dând o arvună pe Duhul Sfânt și a plecat. Nu înainte să ne promită că se va întoarce și va finaliza mântuirea pe care ne-a dat-o parțial și pe care o va completa la venirea lui a doua oară. De atunci, din nou, istoria răscumpărării este o istorie așteptării cu credință. Este rândul nostru să așteptăm. Acum eu, acum tu, acum noi toți, trebuie să așteptăm ca Eva și uneori să experimentăm dezamăgire, suferință, pierdere, dar promisiunea lui Dumnezeu rămâne valabilă. Acum eu, probabil tu și alții, trebuie să așteptăm ca Avram, ca Dumnezeu să-și împlinească față de noi promisiunile sale. Ca și Avram, unii trăim cu frustrare că ziua împlinirii promisiunilor este amânată mereu și mereu. Și acum noi toți trebuie să așteptăm împlinirea făgădințelor lui Dumnezeu. Uneori exclamăm ca și psalmistul în psalmul 89. El citează cuvintele lui Dumnezeu și zice: Doamne, așa ai spus Tu. Am jurat odată pe sfințenia mea, să mint eu oare lui David? Sămânța lui va dăini în veți, scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăini pe vecie și ca martorul credincios din cer. Și în psalm scrie oprire. Poți să stai să meditezi. Dumnezeu a jurat că își împlinește promisiunile, că scaunul de domnie a lui David va fi totdeauna înaintea lui ca soarele, ca luna va dăini pe vecie. Și după citatul acesta ce cuprinde promisiunea Domnului, vine un fel de constatare a psalmistului. Știți care e constatarea? Și totuși Tu l-ai îndepărtat, te-ai mâniat pe unsul Tău, ai nesocotit legământul făcut cu robul Tău, l-ai doborât, ai pângărit cu nuna, ai prăbușit zidurile și ai dărâmat toate cetățuile. Toți trecătorii îl jăfuiesc și au ajuns de batjocura vecinilor lui. Ai înălțat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toți vrăjmașii lui, ai făcut ca ascuțișul săbile lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă. Ai pus capăt strălucirii lui, i-ai trântit la pământ scaunul de domnie, i-ai scurtat zilele tinereții și l-ai acoperit cu rușine. Și arăși cuvântul oprire. Cum se face că realitatea, întreabă psalmistul, cum se face că realitatea e la polul opus față de ceea ce tu ai jurat? În final vine întrebarea psalmistului, versetele 46-49. Până când, Doamne, Te vei ascunde fără încetare și îți va arde mânia ca focul? Păi versetul 49. Unde sunt, Doamne, îndurările Tale din tâi pe care le-ai jurat lui David în credincioșia Ta? Unde sunt? N-au pierit. Nu s-au terminat. Nu s-au sfârșit. Nu s-au anulat. Știți unde sunt promisiunile lui Dumnezeu? Aici, pe paginile Scripturii și pe buzele Domnului. Și ele trebuie să fie și în inima noastră, că toate se vor împlini la timpul stabilit de Dumnezeu cu credincioșie. Istoria răscumpărării este istoria așteptării, așteptării cu credință. Cei din vechime, spune autorul cărții Evrei, au murit în credință, dar n-au rămas pe din afara promisiunilor Domnului. Sărbătoarea Crăciunului ne îndeamnă să ne amintim că Dumnezeu își aduce aminte de promisiunile sale și cercetează pe poporul său. El își ține promisiunile la vremea stabilită de el din vecii. El acționează și ne dă binecuvântarea conținută în promisiunile lui, în care noi am crezut și pe care le-am așteptat. Toate promisiunile lui sunt da, spune autorul epistolei către Corinteni. De aceea noi trebuie să spunem amin. Fie să spui și tu amin astăzi față de toate promisiunile Domnului pe care El ți le-a dat în cuvântul Lui. Dacă nu-L cunoști pe Domnul, dacă nu ai mântuirea Lui, adu-ți aminte de promisiunea pe care o face în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, 11-13. A venit la ai săi și ai săi
Nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred. Dacă în seara să spui, Doamne Iisuse, te primesc, acestora le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Astăzi te poți prevala de această promisiune că devii copilul Domnului dacă îl primești pe Domnul Iisus Hristos. Du-ți aminte de Romani 8:28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul Său. Du-ți aminte de 1 Petru 5:7, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Toate îngrijorările pot fi aruncate asupra Lui. Bine, ce fac însă cu promisiunile care nu le-am văzut încă înfăptuite? Sunt frumoase, importante, arzătoare, dar neîmplinite. Ce fac? Le aștept. Cred în ele. Și dau slavă lui Dumnezeu că la vremea potrivită ele va împlini. Dragul meu, așteaptă-le și tu. Crede cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile Lui și dă slavă lui Dumnezeu că va veni ziua în care vei spune ca toți răscumpărații, Dumnezeu, binecuvântatul, a cercetat pe poporul Său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David. Această mântuire de care ne-a făcut parte în Domnul Iisus Hristos conține toate celelalte promisiuni și le garantează împlinirea. Dacă Dumnezeu nu l-a cruțat pe Fiul Său și l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El, fără plată ce? Toate celelalte lucruri, toate promisiunile, toate celelalte promisiuni ale Dumnezeu, toate sunt ale noastre și la vremea potrivită, Dumnezeu le va împlini cu credincioșie. Lăudat să fie numele. Amin.